Domnul Iisus să binecuvânteze pe toți. Amin. În Isaia 53, un text extraordinar, știm cu toți, spune de la versetul 4: totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Ce lucru minunat să credem acest lucru, că El a murit ca noi să fim tămăduiți în sufletele noastre, dar și în trupurile noastre, prin credința în El. Amin. Haideți să ne ridicăm, să-L dăm prin cântare. La crucea de la Golgota, Doamne, vin să îngenunchez cu viața mea. De la Golgota, Doamne, vin să genunchez cu viața mea. Sunt obosit de al meu păcat, sufletul mi-e durerat, ajută-mă. Primite, Doamne, hai din cer, ce la Calvar, sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Primite, Doamne, primite, Doamne, har din cer, de mângăieri să nu pierd, primește viața mea în dar la ce la Calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Sunt călător pe acest pământ, nu fi tristă inimă, ce nu uita, Iisus te va mângâia inima mea. Primite, Doamne, har din cer, dă mângâiere să nu pierd, primește viața mea-n dar, la cruce, la Calvar. Sfințește, Doamne, să pot să stau înaintea Ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Prin mine, Doamne, har din cer, de mângâiere să nu pierd, primește viața mea-n dar, la cruce, la Calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea Ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Să-ți mulțumesc, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Veniți ca să-i mulțumesc.
Doamne bun și milostiv, am venit aici să lăudăm numele Tău și îți mulțumim pentru această posibilitate de a lăuda numele Tău, cel Sfânt, cel Mare, și Te rugăm, Doamne Iisuse, Tu să curățești inimile noastre, să curățești buzele noastre ca să poată lăuda numele Tău fără răstrângere sau fără nicio piedică. Îți mulțumesc că în această zi Tu ne dai această posibilitate, îți mulțumesc că în această zi ne-ai dăruit viață ca să stăm din nou, să ne amintim despre suferințele Tale, să ne amintim despre iertarea care ne-a fost dată în dar și prin ce cale ne-a fost dată în dar. Îți mulțumim că am fost scoși de sub blestemul legii și de sub păcatul care ne ținea robi. Și astăzi putem să fim liberi și liberi să lăudăm numele Tău. Amin. Slăvit și glorificat să fie în numele Tău. Cerem, Doamne Iisuse, binecuvântarea Ta asupra acestui serviciu din această dimineață. Așteptăm cuvânt din partea Ta, Doamne Iisuse, așteptăm inimi schimbate, așteptăm, Doamne Iisuse, ca Tu să atingi fiecare inimă și cuvântul Tău să-L folosești ca să răspundă la orice problemă pe care o are fiecare individ. Fie numele Tău glorificat, de acum și până în veci. Amin. Amin. Aș vrea pentru ora de rugăciune să dăm citire unui text scurt care se află în prima epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 4, vom citi un singur verset, versetul 19, apoi vom lua locul și vom mai lăuda pe Domnul cu încă o cântare, apoi vom reveni la aceste, ca să medităm la câteva gânduri din acest verset scurt. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 19. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Amin. Amin. Păi vi se ocupați locul și să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare.
iubit, pentru noi s-a jertfit, pe nu ne-a iubit. N-a lăsat uscat, n-a fi stele pe cer, poți să nu a zburat, pe nu ne-a iubit. Ce n-a fi un mic, dar Iisus s-a este la întâmplare, dar această cântare este exact pe subiectul textului pe care l-am citit. Și textul spune, noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi, slăvit să fie Domnul. Amin. Și cântarea a fost exact pe acest subiect care spunea, de nu ne-ar iubi, marea s-ar usca. N-ar fi stele pe cer, păsări nu ar zbura. De nu ne-ar iubi, celor ar fi un mit, dar Iisus ne-a iubit. Și nu doar ne-a iubit, ci ne-a arătat dragostea prin jertfa Lui. Dar Iisus ne-a iubit, pentru noi s-a jertfit. Slavă Lui! Este un capitol fenomenal, capitolul 4 din prima epistolă sobornicească a lui Ioan, pentru că și fenomenal sau fenomenal îl face anume cuvântul iubirea sau dragostea din acest capitol, care se repetă de 27 de ori în limba greacă. Și vedeți, pentru noi astăzi sau noi astăzi avem un singur cuvânt pentru cuvântul dragostea sau iubire în limba greacă. Și noi putem să iubim un câine, putem să iubim un copil cu aceeași dragoste. Putem să și numim același cuvânt pentru amândouă. Noi iubim multe lucruri și uneori nu putem să facem diferență, dar numim cu același cuvânt. Grecii aveau 4 cuvinte și pentru fiecare îl foloseau. Ei nu puteau să spună eu iubesc un câine și iubesc copilul cu același cuvânt. Față de copii luau mai mult o iubire prietenească, părintească, față de când luau o altă fel de dragoste sau un alt fel de cuvânt foloseau pentru el. Dar aici, în capitolul 4, ce îl face deosebit acest capitol este că de fiecare dată când Ioan sau citim cuvântul iubim sau dragoste, este de fiecare dată cuvântul agape. Dragostea cu care iubește Dumnezeu. Și aici spune, noi îl iubim, adică e posibil să îl iubești pe Dumnezeu așa cum el pe tine te iubește. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Frații și surori, astăzi nu este nicio mare sau nu este o mare noutate când spui sau afirm că luna nu are lumină în ea însăși. Tot știu acest lucru, poate copiii vor protesta spunând, nu, păi aseară am văzut-o, avea lumină. Cei mari știu, după a doua clasă, după a treia clasă, deja știu că luna nu luminează. Luna este un obiect care, sau un obiect care primește lumină și reflectă lumina pe pământ, dar în final ea îl primește de la soare. Și încă o dată m-am convins de acest lucru chiar aseară, când după un apus fenomenal, dintre nori a răsărit o lună albă, foarte albă, care a început să lumineze peste tot. Frați și surori, planeta noastră nu are nicio altă sursă de lumină în afară de soare. Și la fel cum luna sau pământul are o singură sursă de lumină și acesta este soarele, noi nu avem dragoste în noi înșine. Noi nu avem dragoste în noi înșine. Inima noastră, dacă are dragoste, este din cauza că l-are pe Hristos. În afară de dragostea care vine de la El, nu există. Nu este dragoste. Natura noastră păcătoasă nu este în stare să-L iubească pe Hristos cu o dragoste absolută. Nu are capacitatea să-L iubească
pe Domnul Iisus Hristos, așa cum El pe noi ne iubește. Și textul foarte clar ne spune, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Adică noi putem să-L iubim cu dragostea cu care El ne-a iubit. Dar lucrul acesta este posibil numai când El este prezent. Astfel, dar, toată dragostea noastră pentru Dumnezeu trebuie, în final, să izvorască din fântâna infinită a dragostei lui Dumnezeu. Noi credem în adevărul absolut, noi credem adevărul absolut, Hristos este adevărul absolut, El însăși ne-a spus, copiii au învățat chiar în prima zi de VBS, Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt calea, adevărul și viața, adevărul absolut există și dacă există un adevăr absolut în această dimineață pe care ar trebui să-l spunem, este acesta, îl iubim pe Hristos pentru singurul motiv, pentru că El ne-a iubit întâi. Sau pus în altă formă, acest verset ar suna cam așa. Dragostea noastră pentru El este rezultatul iubirii sale pentru noi. Amin. Oricine poate admira lucrările lui Dumnezeu de la distanță, dar nu va simți nimic. Căldura iubirii nu poate fi simțită decât prin lucrarea Duhului Sfânt. Și cei care nu au Duhul Sfânt, o spun cu mare durere în inimă, nu pot să aibă dragostea de care așa de mulți o protestează și așa de mulți vor să o capete, dar este atât de depărtată și o au doar cei care au Duhul Sfânt în inima lor. Toți, cred că în această dimineață, în rugăciunea noastră, ar trebui să spun, Doamne, ce minunat este faptul că am ajuns să Te iubim pe Tine, noi care suntem răi din natură. Cât de uimitoare este lucrarea lui Dumnezeu care ne-a dus înapoi atunci când toată inima noastră avea doar răzvrătire față de Dumnezeu. Noi nu am avut înainte ca să ne întâlnim cu Dumnezeu, nu am avut niciun grăunte de a-L iubi pe Dumnezeu sau niciun grăunte de iubire pentru Dumnezeu. Dacă însăși El nu ar fi semănat în noi grăuntele iubirii și astăzi să-L putem iubi pe El. Dragostea în inimile noastre, deci, s-a născut din dragostea lui Dumnezeu și ascultați ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 14, căci dragostea Lui ne unește. E ceva în tine, dragul meu, e ceva în mine din Hristos care ne aduce la oaltă. Pe unii îi aduce la oaltă o altă cauză și suntem în America, unde vedem oameni adunați la oaltă, având cauze diferite. Noi avem o cauză în noi, în inima noastră, care ne unește, este din natura lui Dumnezeu, este în fiecare din noi și ne aduce la oaltă. Nu este un interes pentru profit, nu este dorința pentru cunoștință, nu este dorința pentru a ne vedea din nou fețele. Am fi putut să facem acest lucru pe Zoom, pe Skype, pe Messenger, sunt multe alte căi de comunicare și am putea să ne adunăm în ghilimele la distanță, dar ceva din Dumnezeu este în noi și ne adună la oaltă. Și Pavel dă pe față și spune, știți ce este lucrul acesta? Dragostea lui Dumnezeu ne adună la oaltă. Dacă unul singur a murit pentru toți, toți au murit. Dragostea lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu a prins viață în starea noastră păcătoasă din cauza originii ei divine. Altfel nu putea să prindă viață. Ca să fie menținută dragostea lui Hristos în noi, ea are nevoie de hrană. Ea nu se hrănește cu auzite, ea nu se hrănește cu ecouri, nu se hrănește cu știri. Ea are o sursă cu care dragostea se hrănește. Și ea este tot de natură divină, la fel ca și dragostea care este de natură divină. Orice este divin are nevoie de hrană divină, de altă natură. Nu suntem pământești și mâncăm lucruri de pe pământ. Dragostea este de natură dumnezească. Întrebarea este, cu ce se hrănește ea? Răspunsul este foarte simplu. Cu cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Iisus Hristos când îi răspunde ispititorului după 40 de zile de post.
Hristos i-a răspuns în Matei 4:4, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ca dragostea lui Dumnezeu să persiste în viața mea, în viața ta, hrana ei trebuie să fie de natură divină și să fie cuvântul lui Dumnezeu. De ce, fraților, ea trebuie hrănită cu o hrană diferită? Fiindcă ea este plantată într-un ecosistem străin ei. Ea este adusă din altă natură, plantată în natură păcătoasă omenească. Și are nevoie de o hrană. Și această hrană este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vrei ca această dragoste să înflorească, să crească, să dea roadă, unica cale este dacă îi pui la tulpina ei cuvântul Domnului. Charles Haddon Spurgeon spunea astfel de cuvinte. Dragostea este o plantă exotică. Nu crește în mod natural în pământul sufletului uman. Trebuie să fie plantată. Este plantată. Ea nu crește ca susaiu. Ea nu crește ca pălămida. Pălămida crește și în iarbă. Păpădia crește și în iarbă, și în grădină, oriunde. Ca și mărarul la noi în grădină. Nu mă mai scap de el. Dar dragostea nu este de natura noastră, ea nu este posibilă în inima noastră, dragostea lui Dumnezeu. Ea este plantată. Vrei să o ai? Vreau eu să o am. Unica cale care îi permite să înflorească este cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea este o floare delicată și dacă primești numai hrană produsă din stâncile oamenilor omenești, ca tip știri, auzite, ecouri, lucruri inventate, curând, foarte curând, ea se va ofeli. Dar fiindcă vine din ceruri, trebuie să se hrănească cu pâine cerească, adică cu cuvinte care ies din gura lui Dumnezeu. Ea nu poate trăi în sălbăticie dacă este hrănită cu mană. Dragostea, deci, trebuie hrănită cu dragoste. Cumva tot acolo ajungem. Dragostea hrănită cu dragoste. Sufletul tău, sufletul meu, viața iubirii noastre pentru Dumnezeu este iubirea Lui pentru noi. Și aș vrea să închei cu versul acestei poezii care spune astfel. Te iubesc, Doamne, dar nu cu o iubire omenească, căci eu nu am iubire nici măcar de dăruit. Te iubesc, Doamne, cu o dragoste cerească, căci prin iubirea Ta trăiesc la nesfârșit. Sunt un nimic, gunoi și pleavă aruncat în vânt, dar știu că pot fi ridicat pe dată prin al Tău sfânt cuvânt. Amin. Haideți să ne ridicăm și să-i spunem Domnului cu mulțumire, cu smerenie, că a pus grăuntele dragostei în noi și El păzește acel grăunte ca să înflorească tot mai mult, ca să-L putem iubi pe El cu dragostea cu care ne-a iubit El. Amin. Amin. Venim în rugăciune. Slăvit să fie numele Tău în această zi, îți mulțumim pentru oportunitatea de a fi în casa Ta, de a auzi cuvântul Tău, de a fi în sănătate mentală, trupească și spirituală, Doamne. Îți mulțumim frumos că înaintea noastră stă masa Ta care ne aduce aminte de suferințele Domnului Iisus Hristos. În această zi, te rog personal să-mi curăți din nou viața, sufletul, te rugăm, Doamne Iisus, ajută-mă ca să mă apropii de elementele acestea, gândindu-mă la ce ai făcut Tu pentru mine. Amin. În curăție. Doamne, îți mulțumesc frumos că ai sândit și inima mea dragostea Ta. Mulțumesc că Tu ți-ai arătat dragostea Ta mai întâi față de mine, murind pentru păcatele mele, venind pe acest pământ, pe acest pământ în care ai fost bătut, ai fost hulit, n-ai fost crezut. Doamne Iisus, ai venit și ai suferit toate aceste lucruri pentru ca eu să am viață veșnică. M-ai adus din nou, Doamne, în grădina Ta, m-ai plantat din nou în grădina Ta. Îți mulțumesc pentru dragostea Ta nemărginită, pentru iubirea Ta.
mă simt iubit de Tine, Doamne, și de aceea vreau și eu să reflect această dragoste înapoi către Tine și către cei din jurul meu. În această zi, binecuvântează-ne din nou cu prezența Duhului Tău, Doamne, cel Sfânt, în viețile noastre, în casa Ta. Lasă cuvântul Tău viu și lucrător să atingă din nou viețile noastre. Fă ca venirea la casa Ta să nu fie degeaba. Te rugăm, dă-ne o stare după voia Ta. Ajută-ne ca atunci când Te lăudăm, să Te lăudăm din toată inima noastră. Ajută-ne când ascultăm cuvântul Tău, să-L ascultăm doritor de a fi schimbați de acest cuvânt al vieții. Ajută-ne când ne rugăm, să ne rugăm, așa cum spune mine, să ridicăm mâini curate, Doamne, și știu că vei răspunde rugăciunilor noastre. În numele Domnului Iisus, mă rog, pentru cei care sunt nemântuiți din casele noastre, să lucrezi mântuirea Ta într-un mod minunat, la timpul potrivit. Îți mulțumim frumos că ne ai în vedere, ne-ai avut de la întemeierea lumii, ne vrei pentru Tine și împărăția Ta. Doamne, doresc că așa cum luăm cine în această zi în casa Ta, să o luăm împreună și în împărăția Ta, noi și cei dragi ai noștri. În numele Domnului Iisus, mă rog și îți mulțumesc. Amin. Doamne Iisus, să-ți mulțumim pentru ziua asta care ai dat. Îți mulțumim pentru că noi am putut să venim la casa Ta. Gloria ca să ne ajuți, ca să iubim pe vecinul nostru. Amin. Să ne ajuți ca să ne iubim ca frați. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai murit pe cruce pentru păcatele noastre. Slavă-ți-o. Ca să fii cu noi aici acum, să ne ajuți ca să învățăm din Scriptură. Ta, amin. Și ca să Te lăudăm. Îți mulțumim pentru că Tu ai milă de noi și că niciodată mulțumim. Ne-ai părăsit. Îți mulțumim pentru că ai fost cu noi în continuare. Da. Rog ca să fii cu noi și să ne ajuți prin timpurile ăștia grei, grele. Rog ca să ne păzești de boala asta. Amin. Și să nimicești planurile celor rămâi. Rog ca să-ți lași mâna Ta deasupra caselor noastre și în special biserica asta. Te rugăm. Ajută-ne ca să creștem. Amin. În Scriptura Ta. Amin. Și să ne ajuți ca să facem numai bine și amin. Niciun rău. Îți mulțumim pentru totul ce ne-ai dat și îți mulțumim pentru familia, mulțumim. Pentru familiile noastre credincioase. Rog ca să ne ajuți ca să putem să ne credem în Tine. Amin. Și odată să ne întâlnim cu Tine în cer, în numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Mulțumim că ne-ai păzit până aici în ziua asta. Mulțumim că ne iubești așa de mult. Că Tu ai mers sus și ai zis că eu sunt mort pentru toți oamenii. Mulțumim. Mulțumim că Tu ești salvatorul nostru. Mulțumim. Mulțumim că Tu ne iubești. Mulțumim că Tu ții mâna Ta deasupra. Mulțumim că Tu ai murit pentru păcatele noastre. Mulțumim că Tu ești un Dumnezeu real. Mulțumim că Tu ne ridici când noi suntem pe jos. Mulțumim că Tu ne iubești așa de mult, că Tu ne ajuți oriunde suntem. Noi doi sunt mai gata. Amin. Laudă sufletul meu cu bucurie, stăpânul meu cerești și bun, pentru popasul din această dimineață în casa Ta. Îți mulțumesc că sunt aici în un altă parte. Și că ieri în lume nu este mai bine decât la auzirea cuvântului Tău. Mulțumim. Cu adevărat, El hrănește dragostea noastră pentru Tine. Fără El am fi uscați, niște poame uscate. Nu suntem buni nici pentru pământ și nici pentru cer.
Doar cuvântul Tău, Duhul Tău cel Sfânt și Bun, ne îndeamnă să facem fapte bune, ne îndeamnă să venim la rugăciune, ne îndeamnă să cântăm, ne îndeamnă să fim buni unii cu alții. Pentru prețul acesta, pentru premiul acesta care ne l-ai dat, adică puterea Duhului Tău Sfânt în noi, te laudă sufletul meu. Să știm că înfloresc în ascultarea și în apropierea cuvântului Tău. El ne dă putere, ne dă lumină, ne dă călăuzire. Doamne, ce minunat ești și ce bun ești că ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt aici în Valea Umbrelor Morții. Cum am fi și noi ca ceilalți oameni, fără niciun rost sau până eventual până la moarte. Și de acolo s-a sfârșit. Doamne, eu îți mulțumesc că Tu ai deschis perspectivă pentru viața noastră dincolo de mormânt. Îți mulțumim că viața cea adevărată, aceea fără necazuri, fără probleme, va fi dincolo și nu aici. Fă ca fiecare dintre noi să înțelegem lucrul acesta. Amin. Aici pe pământ, chiar cu Duhul Tău ce sunt, vom fi confruntați cu moartea, cu boala, cu suferința, cu necazul, cu disprețul, dar dincolo, Doamne, vom fi prezența Ta și va fi dragoste. Amin. În eternitate. Mă rog special pentru fiecare membru care e aici, Doamne, pentru fiecare copilaș, să deschizi inimile noastre ca să se adapte din cuvântul Tău, să înflorească, ca și cum spune psalmistul în psalmul 1, Doamne, ajută-ne să înțelegem că fără puterea Ta în noi nu suntem buni nici măcar pentru pământ. Ne amărăm și ne chinuim sufletul și dincolo vom fi răsplătiți pe măsură. Dar cu Tine, Doamne, vom fi biruitori. Amin. Mă rog în fiecare zi să dezlipești din viața mea orice este fire pământească. Amin. Eu recunosc că în viața mea vin asaltul din partea firii pământești. Nimic certele, Doamne. Amin. Amin. Nu iubesc firea pământească. Nu vreau în viața mea. Vreau să trăiesc din Duhul. Amin. Ca să am bucurie în permanență. Amin. Bucuria aceea sfântă și cerească. Amin. Mă rog pentru toți care sunt aici și îți mulțumesc că Tu ai pus îndemnul Duhului Sfânt să vină la casa Ta. Amin. Ca împreună, Doamne, să aducem lauda căci Tu o meriți. Amin. Tu ne-ai dovedit prin moartea Ta pe cruce că ne iubești. Noi încă n-am murit și nu ne-am sacrificat până la sânge unii pentru alții. Nu știu dacă aș putea face. Dar Tu ai făcut-o, Doamne. Fă-ne și pe noi asemenea Ție. Amin. Să putem fi în stare să ne sacrificăm unii pentru alții. Amin. Să lăsăm din ale noastre, Doamne, ca cuvântul Tău să biruie în inimile noastre. Amin. Te rog, fă lucrarea asta pentru Amin. Mine personal și pentru toți frații mei. Amin. N-aș vrea ca dincolo de moarte să spui, duceți-vă că nu v-am cunoscut. Degeaba ați venit la casa mea, degeaba ați cântat și v-ați rugat când nu m-ați primit. Doamne, eu vreau cu toată inima noi toți să Te primim în viața noastră. Amin. Realmente, Doamne, mă rog acum special pentru cumnatul meu să-i vorbesc și lui. Amin. El crede că viața asta e până la mormă, dar eu explic și te rog să explici Doamne, să se înțelege de ala sumă de care pârși bine în tunericul de afară. Te rog, luminează, să primească mântuirea așa cum a rânduit Duhul Lui și a format eu în mintea Lui. Ai milă, Doamne Iisuse, în numele dragostei Tale, mă rog și pentru El și pentru toți cei din familiile noastre care zăbovesc când târzie să se întoarcă la Tine. Doamne, lucrează și întoarce până noi prea târziu. Mântuiește, Doamne, în harul Tău copiii aceștia. La vremea potrivită, cheamă-i pe nume. Să nu uite învățătura din cuvântul Tău. Să nu-i scure prilajul lumii acesteia păcătoase. Ascultă-mă, Doamne, căci mă rog pentru mântuirea lor. Binecuvintează robii casei Tale, cântăreții care Te laudă pe Tine, ușierii bisericii, surorile și frații și altele împreună, să ne dăm toate silințele ca să fim gata când vei veni Tu. Și îți mulțumesc că ne asculți în meritele Domnului Iisus. Amin. Amin. Mulțumim.
Mulțumim, Doamne. Te rog să ne dai o inimă curată. Amin, Doamne Iisus. Și îți mulțumim că Tu niciodată ne-ai lăsat singur. Mulțumim, Doamne. Te rog să fii cu noi oriunde ne duci. Te rog. Nu se smângată nimic. Amin. Amin. Te rugăm. Și în special să ferești copiii tăi. Amin. Amin. Te rugăm. Te rugăm. Partele firii pământești. Și asta este arma diavolului cu care ne câștigă de atâtea ori. Te rugăm să ne ferești la greșelul. Și să ne ajuți, Doamne, să conștientizăm pentru ce luptăm în această lume. Pentru cer sau pentru iad. Te rugăm, rămâi cu noi. Amin, amin. Să deștești tu dragostea ta supremă, Doamne. Cel rău să n-aibă loc nici într-o situație. Ne încredem în tine că ești cu noi, dacă te chemăm și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Iisuse, îți mulțumim că putem să fim în casa ta în dimineața asta. Îți mulțumim că putem să fim prezenți aici și că putem să lăudăm numele Tău cel sfânt. Și îți mulțumim că n-ai arătat iubirea Ta față de noi. Slavă. Și te rog să ajuți astăzi ca să fim plini de Duhul Tău cel sfânt. Și, ca să, și te rog ca să primești lauda noastră spre tine. În numele Domnului Iisus mă rugat. Amin. Mulțumim, Domnule, pentru învățătura de asta. Mulțumim. Doamne, să te rog pe mine și casa mea, Doamne, să ne faci să udăm într-una, Doamne Iisuse, cu cuvântul dragostea pe care Tu ai pus-o în noi față de Tine, Doamne. Mulțumesc frumos, Doamne Iisuse, pentru că ne țin dragostea Ta, Doamne. Mulțumesc frumos, Doamne Iisuse, că prin dragostea Ta suntem și noi iertați, Doamne. Suntem și noi spălați, Doamne Iisuse, și suntem și noi numiți copii ai Tăi, Doamne bun. Te slăvește sufletul meu pentru toate, Doamne. Ajută, Doamne, și fă ca orice lucru rău și murdar din viața mea, Doamne, să dispară, Doamne bun. Te rog frumos să ne zidești în Tine, să ne faci să crește mai mult în dragostea asta Ta. În numele Fiului Tău mă rugă. Amin. Amin. Și în aceste clipe de dimineață, suntem înaintea Ta, Tatăl bun, cu mulțumire, cu laudă și închinare, pentru că Tu ne-ai iubit întâi. Îți dau seama de lucrul acesta. Numai Tu m-ai atras de Tine. Numai Tu locuiești în mine prin Duhul Tău cel Sfânt. Numai Tu îmi dai pace și bucurie care îți ajunge. Amen.
mulțumim. Și astăzi te rugăm aici și oriunde se vestește, să fie dat din Duhul Tău, inimile noastre să crească. Te rugăm, Doamne, să ne umple de tine și să ne faci gata pentru venire. Amin. Te rugăm. Binecuvintează, Doamne Iisuse, stările din lumea aceasta. Te rugăm, Doamne. Și nimic nu se face fără împlinire. Așa. De aceea dă-ne pacea ta în inimile noastre, prin orice trecem și prin orice vedem că se întâmplă, să înălțăm numele Tău. Amin. Să te chemăm în ajutor, să te chemăm să lucrezi și să faci gata biserica ta. Te rugăm. Mântuirea ta mântuiește încă multe suflete care nu i-au primit încă. Te rugăm. Mântuiește, Doamne, până mai este har. Amin. Și-ți mulțumim că o faci, că ne iubești. Dacă nu ne-ai fi iubit, n-am fi acum aici. Îți mulțumim, Doamne. N-am fi aici acum, dar suntem înaintea ta și împreună unii cu alții. Mulțumim. Ajută-ne să ne iubim. Amin. Ne-ai iubit tu și toată noi iubirea ta. Amin. Slavă pentru tine, pentru toate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru dragostea ta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că în vremuri ca și acestea atât de tulburătoare, Tu ne amintești că Tu ești în control și ajută-ne pe copiii Tăi să nu piardă acel sentiment că în final Dumnezeu conduce și Dumnezeu este în control. El cu mâna Lui conduce împărății, El cu mâna Lui conduce copiii Lui și a făcut această lucrare, această conducere deja de 2000 de ani și a condus într-un mod minunat. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru prezența Ta prin Duhul Sfânt în mijlocul nostru și îți mulțumesc că dragostea Ta care Tu ai făcut posibilă și ai făcut posibil ca fiecare oameni, fiecare om să simtă și să iubească la fel cum Tu iubești. Îți mulțumesc că această dragoste ne adună astăzi la un loc ca să lăudăm numele Domnului. Fii Tu cu noi în continuare și ajută-ne să iubim așa cum Tu iubești. În numele Tău m-am rugat. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile, frați și surori. Dacă vă aduceți aminte și cred că știu, nu ați uitat, acest verset îl știe orice copil în Ioan 3:16 spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 1 Ioan capitolul 4, versetul 16, este vorba de versetul 16, spune astfel: și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Acum dați pagina înapoi și deja citim din 1 Ioan capitolul 3, iarăși versetul 16 și acolo spune: noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Ioan 3:16, 1 Ioan 4:16, 1 Ioan 3:16 vorbesc despre dragostea lui Hristos și că noi am cunoscut-o. Și dacă am cunoscut-o, cel mai mare imagine a arătării, aplicării dragostei lui Hristos este să ne dăm viața pentru frați. Poate n-a venit timpul, poate urmează, dar Doamne, ajută-ne să iubim cum Tu iubești. Amin. Lăudăm pe Domnul cu o cântare, apoi copiii vor lăuda pe Domnul, apoi băieții Christian, Eddie și Josh vor lăuda pe Domnul. Domnul să binecuvinteze. Amin. Amin. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Al lumii plăcere nu mai doresc eu. Te iubesc, Iisuse.
Cronici 29:11. A ta este, Doamne, mărirea, puterea și mărăția, veșnicia și slavă. Căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. Amin. Vreau să cântăm împreună cu băieții noștri frumoși o cântare minunată, inspirată din psalm. Cum dorește un cerb izvor de apă, așa eu te doresc, Doamne, fă o realitate în viațile noastre, lucrul acesta. Amin. Thank you.
Să ne ajute Domnul această dorință și să tânjim să-L lăudăm pe El, nu doar duminica, ci și în timpul săptămânii și nu doar prin cântări, ci și prin viața noastră. Doamne, ajută-ne! Este greu, dar e posibil. Serviciile duminicale sunt la ora 10 în fiecare dimineață și la ora 6 după masă. Ușile casei Domnului în timpul săptămânii s-au deschis. Frații și surori care vor să preia sau să participe la programele care sunt aici. Și mulțumesc Domnului că se adună copiii din nou să facă repetiție. Și repetiția începe în fiecare joi la ora 6. Mulțumesc Domnului pentru dorința fratelui Nelu Hosu, care cred că Dumnezeu i-a pus-o pe inimă. Pentru că de fiecare dată și mai ales după fiecare VBS și fiindcă este după VBS, este post-VBS deja, vine acel sentiment în inima noastră când privim din nou ca o panoramă la acești copii și îi vrem ca Dumnezeu să-i folosească și la fel ca și Ana îi spunem, Doamne, îi vrem la templu, îi vrem acolo în lucrarea Ta. Vrem ca Domnul să folosească de ei, să se folosească de ei, fie dacă e vorba de misionare într-o țară, acolo să se ducă, noi doar să îi educăm ca să poată discerne vocea lui Dumnezeu, la fel ca și Samuel care era strigat de, era chemat de Domnul în cort și nu știa cine îl cheamă, fie Dumnezeu, fie Eli, și el se ducea la Eli, noi am vrea copiii noștri. Aici, în casa Domnului, când ne va chema Domnul să nu spună frate păstor, frate Cosmin, frate Timotei, m-ați chemat? Nu, 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 Dumnezeu v-a chemat. Dar e nevoie de educare, e nevoie de antrenare și mulțumesc Domnului pentru fratele Nelu Hosu, căruia Dumnezeu i-a pus pe inimă să ocupe cu băieții care i-ați văzut aici și eu nu cred că ne putem limita doar la ei, ca să îi antreneze în vestirea Evangheliei. Și sincer să fiu, frații știu despre lucrul acesta, am nevoie de ajutor, în special în predicarea Evangheliei. Și numai Dumnezeu poate să scoată lucrători de aici, din sală, de aici care stau lângă dumneavoastră și uneori care sunt gălăgioși, dar nu e nimic rău prin asta. Dumnezeu va duce să fie gălăgioși și acolo să facă gălăgie afară. Rugați-vă pentru această lucrare, este în fiecare joi, începe la ora 6, apoi fratele Nelu, din câte am înțeles, rămâne cu băieții și trece prin anumite cursuri. Domnul să-i binecuvinteze. Rugați-vă pentru ei. Este din nou o lucrare mare pe care Dumnezeu încearcă să-i pună, cel rău încearcă să-i pună piedici. Vă aduceți aminte, la începutul anului am avut ziua de vineri când aveam ora de rugăciune și a fost piedica pusă și n-am mai putut să ne întâlnim. Dar a fost acasă. A fost o autoeducare și o educare acasă. Nu s-a oprit. Aș vrea din nou să vă aduc aminte, poate sun ca un CD din ăla care deja este rost, zgâriat și se aude din când în când și repet aceleași cuvinte, dar vreau să vă rog din nou să ne rugăm pentru această națiune. Dumnezeu să aducă liniștea și pacea în ea. Îmi place să citesc cărțile lui John MacArthur, să ascult lecțiile lui John MacArthur și dânsul a fost intervievat la un post de televiziune de aici din America și a fost întrebat despre situația din statul lui și despre biserica pe care o păstorește. Și zicea că de ce protestatarilor le se dă voie să protesteze și noi care suntem protestatari adevărați deja de 500 de ani, protestăm și protestăm împotriva neadevărului și protestăm ca să ducem adevărul până la marginea lumii, nu ne dă posibilitatea să ne adunăm în casa Domnului. În casa Domnului! Și oamenii tânjesc, oamenii vin în pofida faptului când pot fi arestați. Am ajuns din nou la aceleași vremuri. De ce Dumnezeu să se îndure de această națiune? Să aducă pace și liniște. Și știți foarte bine că zbor prin sursele media și nu numai multe teorii cu privire fie la vaccin, fie la alte lucruri. Haideți să le punem până în final în mâna Domnului. Putem discuta mult, putem aduce multe teorii care va, pe unii va înfricoșa, unora le va aduce libertate, dar până la urmă să rugăm pe Domnul să aducă liniștea și pacea în fiecare inimă.
Amin. Haideți acum să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare, apoi ne vom închina în timpul acestei cântări cu darea noastră de bunăvoie și aș vrea să preluăm acel obicei bun care îl începusem din anul acesta, din 2020, dar care a fost pus pe pauză pe timp de carantină și vă aduceți aminte de fiecare dată când ne-am închinat cu darea noastră de bunăvoie, cineva s-a rugat. Aș vrea, fratele Claudiu, după ce ne vom închina cu darea noastră de bunăvoie, să se roage pentru aceste daruri, pentru cuvântul care urmează să fie spus și Domnul să deschidă inimile noastre și ca acest cuvânt să pătrundă adânc și să dea roade. Amin. Amin. Aș vrea să cântăm împreună o cântare care eu am învățat-o când eram la liceu. Textul e scris de fratele Costache Ioanid. O să încerc să o cânt, dar eu numai când am citit versurile astea am fost foarte atins, așa că vreau să mă ajutați să o cântăm împreună. Corul e extraordinar, dar sus, la Golgota pe o cruce, cu pieptul de o lance străpus, la tainica vremii răscruce, te așteaptă cu lacrimi Iisus. Aleargă mașini pe artere, rachete zvâcnesc printre nori, tresare Selena în galere, Saturn e cuprins de fior, dar sus la gol. Al vremilor noastre, tu om ce străbați prin stii, tu știi să te înalți peste astre, dar taina supremă n-o știi. Dar sus la Golgota, pe cruce, cu pieptul de-o lance străpuns, la taie
răscruce te așteaptă cu lacrimi, Iisus, dar sus, dar sus la Golgota pe cruce. Vom citi un singur verset din Scriptură pe care, dacă vreți, săptămâna care urmează să-l învățați pe de rost. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între oameni și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Amin. Ocupăm locurile. A fost o zi, spune Scriptura, când Dumnezeu a hotărât să-l facă pe om. Talmudul evreiesc are o descriere și foarte interesantă. Când le-a spus Dumnezeu că va face pe om și va da libertate și cum vrea să-l facă, cu înțelepciune, cu pricepere, cu creativitate. Talmudul spune, îngerii au zis, nu-l face pe om. Că dacă îl face așa pe om, atunci omul va fi vărsător de sânge, va urâ, va face războaie, va face lucruri rele. Doamne, nu-l face pe om. Și acum Dumnezeu trebuia să hotărască. Și a venit Fiul lui Dumnezeu și a spus, Doamne, fă-l pe om. E adevărat că el o să facă războaie, o să verse sânge, o să urască, o să facă lucruri rele, dar fă-l pe om, pentru că eu o să mă duc să-l salvez din păcatele lui. În dimineața aceasta
vreau să vorbesc despre cel mai greu job din univers, cel mai greu serviciu posibil. Sunt multe lucruri care sunt foarte grele aici la noi, la oameni. Dar unul este cel mai greu, nu de la oameni, din toată lumea lui Dumnezeu, din univers. Și lucrul acesta este mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Ce înseamnă mijlocitor? Mijlocitor, cu sensul biblic, înseamnă să stai între două părți și să le împaci. Și am spus că jobul acesta este cel mai greu din univers. Pentru că împăcarea pe care trebuie să o facă Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, este între Dumnezeu, care este sfânt, drept, curat, veșnic, și este pe de altă parte între noi oamenii, care suntem nedrepți, care suntem murdari, care suntem în loc de sfinți păcătoși, care suntem muritori. Și acum Iisus Hristos trebuie să-L spune Scriptura, trebuie să-L împace pe Dumnezeu cu oamenii. Cum să faci un asemenea job? E greu și când o singură condiție nu-i îndeplinită sau nu-i favorabilă, să faci o împăcare. Aici, pe pământ, cel mai greu este să împaci pe oameni. După ce s-au certat, nimeni nu-i mai împacă. Merg părinții, merg frații, vorbesc și pare că s-a rezolvat și iară nu-i bine. Foarte grea sau foarte greu este jobul de împăcare. Dar când este vorba despre oameni și Dumnezeu, este așa de greu încât nimeni din univers nu este în stare să-l facă. A fost o jumate de oră de tăcere. Ioan a plâns. Și a plâns pentru că nu se găsea nimeni. A spus, cine va rupe cărțile, pecețile cărții? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ. Nu se găsea pentru că era vorba de moarte, în carte scria multe lucruri. În carte scria despre răutatea noastră, despre starea în care am ajuns, în care ne-a dus Tatăl vitreg de care am ascultat. Ne-a învățat să ne batem, ne-a învățat să ne urâm, ne-a învățat să facem toate lucrurile rele, în așa fel încât pe toate le socotim normale. Când chem pe un om la pocăință, îți spune, dar ce rău am făcut? Minciuna ți se pare normală. Bătaia
normală. Ura, normală. Toate ți se par normale. Ne-a învățat Tatăl vitreg să trăim în păcate. Și din pricina aceasta toate lucrurile ni se par normale. Evanghelia pe care a trimis-o Dumnezeu prin Iisus Hristos începe cu vestirea, cu vestea rea, și anume ne spune relele pe care le-am făcut la început. Cine poate fi mijlocitor? Unii spun că sfinții pot să fie mijlocitori. De exemplu, Ilie. Ilie poate să roage pentru noi și din cauza aceasta Dumnezeu poate că ne iartă. Alții spun Fecioara Maria. Și Maria a fost într-adevăr o femeie deosebită, încât îngerul i-a făcut plecăciune. Dar care sunt cerințele mijlocitorului? În primul rând, mijlocitorul trebuie să cunoască ambele părți. Să-l cunoască și pe om și să-l cunoască și pe Dumnezeu. Mijlocitorul trebuie să fie fără păcat. Și vom vedea de ce. Mijlocitorul trebuie să trăiască veșnic. În 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Te cunoști în cel mai fericit caz pe tine. Dar pe semenul, ce are el în inima lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu-l poți să-l cunoști. Ba mai mult, cartea lui Ieremia, în capitolul 17, versetul 9, spune așa, inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Să fie adevărat lucrul acesta? Petru era omul săritor lângă Domnul Iisus Hristos și de fiecare dată el era întâi. El are curajul să spună că nu a băgat în gură niciodată ceva necurat. Și foarte interesant, a venit un moment când Petru, cel care a stat lângă Domnul Iisus Hristos și a văzut minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, să spună, nu-l cunosc. Și-a cunoscut Petru inima? Nici măcar n-a bănuit el ce se ascunde în inima lui. Și a trebuit să vină un cocoș. De multe ori Dumnezeu trimite câte un animal să ne anunțe
că ceva nu-i bine. Și la Petru i-a trimis Dumnezeu un cocoș. Și când a cântat cocoșul, Petru a început să plângă cu amar. În aceasta constă starea după voia lui Dumnezeu. În momentul în care ne vedem starea noastră, starea de păcătoșenie, începem să plângem. Să vedem ce spune Sfânta Scriptură referitor la Iisus Hristos. În Ioan capitolul 1, versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. În cartea Filipenilor, capitolul 2, versetul 6. El cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. El ne înțelege și te înțelege și mă înțelege. Pentru că a venit aici jos pe pământ și s-a făcut om. I-a fost sete, a emigrat, a fost fără bani. Când i-au cerut bani, darea la templu, n-avea bani. A fost sărac, a fost obosit, a fost lipsit de putere, s-a dezbrăcat, spune textul, pe sine însuși. Și a trebuit ca să vină un înger să-l întărească. Fiul lui Dumnezeu prin care s-au făcut toate lucrurile, da? A venit aici, s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de om, ca să mă înțeleagă pe mine și să te înțeleagă pe dumneata. Așa că, dacă îl consideri mijlocitor, un caz particular, dar nu se poate compara, este când mergi la tribunal și ai un proces, îți dai cazul tău pe mâna unui avocat. În cazul Domnului Iisus Hristos este infinit mai mult. Și El ne cheamă ca să ne încredințăm viața în mâna Lui. Nimeni nu va ști să-ți rezolve cazul tău, împăcarea ta, iertarea ta, cu și înaintea lui Dumnezeu, decât Fiul lui Dumnezeu. Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Nu sunt sfinții. Nu este Fecioara Maria. Pentru că oamenii, oricât ar fi de buni, nu îndeplinesc condiția aceasta să-L cunoască pe om, dar mai mult, să-L cunoască pe Dumnezeu.
Ascultați, vă rog, Matei, capitolul 20, versetul 28. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. În împărăția lui Dumnezeu nu este moarte. În împărăția lui Dumnezeu este bucurie, fericire, slavă, glorie. Și Fiul lui Dumnezeu a trebuit să se dezbrace de toate și să rămână dezbrăcat, să rămână rob. Și preoții de la templu, cei care slujau la templu, în loc să-l aclame, să-l bajocorească și să facă planuri să-l omoare. Asta a fost destinul celui care urma să fie mijlocitor. În Cartea Evreilor, capitolul 10, versetul 5, de aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Versetul 7. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Putea să vină ca rege, ca prinț. Putea să vină cu putere și cu glorie. El spune în grădina Ghețimani, crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune la dispoziție mai mult de 12 legiuni de îngeri. Dar de ce nu l-a rugat? De ce a venit ca rob? Pentru mine și pentru dumneata. Altfel nu puteam să fim mântuiți. Am spus că mijlocitorul trebuie să cunoască ambele părți. Ascultați, vă rog, Ioan, capitolul 2, versetul 25. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre vreun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. El te înțelege. A fost ispitit ca și noi. I-a fost sete ca și nouă. Nimeni altul nu te înțelege cum te înțelege Iisus Hristos. Amin. Și din cauza aceasta, El mai cheamă oameni și astăzi. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, spune Domnul Iisus. A doua condiție este și mai grea. Să-L cunoască pe Dumnezeu. Ascultați, vă rog, ce spune cartea lui Isaia, capitolul 1, versetul 3. Boul își cunoaște stăpânul. Și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Cine era Israel? Era poporul ales al lui Dumnezeu. Israel nu-l cunoaște pe Dumnezeu? Atunci, ce să vorbim de noi, de neamuri? Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În cartea 1 Corintenilor, capitolul 13, versetul 12,
vorbește Pavel. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Fecioara Maria nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Când a venit și a adus vestea bună a venirii Fiului lui Dumnezeu aici pe pământ, a întrupării Mântuitorului, ea s-a arătat foarte uimită, nu înțelegea nimic, nu știa nimic. Fecioara Maria nu poate să mijlocească pentru noi, pentru că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre Iisus Hristos. În Ioan capitolul 1 începe cuvântul așa. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În Ioan, capitolul 14, versetul 7. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați văzut. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Sunt cu voi și tu nu m-ai cunoscut, Filipe, îl întreabă Domnul Iisus Hristos. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne pe Tatăl? Nu crezi căci eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. În Matei capitolul 11, versetul 27. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul în afară de Tatăl. Tot așa, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl în afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descoperă. Prima condiție este să cunoască ambele părți. Noi, oamenii, nu putem să fim mijlocitori, indiferent cine suntem. Pentru că noi nu ne cunoaștem bine de multe ori nici pe noi. Am văzut textul din Ieremia și am văzut un exemplu pe Petru. Dar Iisus Hristos este acela care a venit și a luat chip de om ca să ne cunoască, să ne înțeleagă, să fie alături de noi, să poată rezolva împăcarea cu Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu este acela care cunoaște pe Tatăl. Nimeni, spune textul pe care l-am citit, nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul. Și din cauza aceasta, condiția de mijlocitor sau cerințele unui mijlocitor nu sunt deplinite de nimeni în univers decât de Fiul lui Dumnezeu. A doua condiție. Trebuie să fie fără păcat.
și v-am spus când am enumerat condițiile că o să vedem de ce. Chiar dacă ar cunoaște pe Dumnezeu și chiar dacă ar cunoaște pe om, dacă ar avea păcat, n-ar putea să facă nimic, pentru că legea lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea, ar trebui executată. Și ar fi omorât. Dar omorât nu pentru păcatele noastre, pentru păcatul lui. Dar ascultați, vă rog, ce spune, pentru că noi oameni avem de multe ori tendința să spunem că noi putem să mijlocim în locul Domnului Iisus Hristos. Roman, capitolul 3, versetul 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 8, versetul 7. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis: cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatră în ea. Cât s-au aruncat? Înseamnă că toți aveau păcat. În Luca, capitolul 8, versetul 2, și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de durere și de boale. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci. Nici măcar nu știm de multe ori de ce suferă bieții oameni. Omul este rob al păcatului și este rob supus diavolului. Și geabul de mijlocitor este foarte greu. În Matei, capitolul 15, versetul 19, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile micinoase, hulele. Asta era în inima omului. Poate că unii și chiar și-au făcut o religie spunând că îngerii pot să fie mijlocitori. În cartea lui Iov, capitolul 4, versetul 18, spune așa: dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar și la îngerii săi, nu pot să fie mijlocitor îngerii. Și acum ascultați referitor la Domnul Iisus Hristos, a doua condiție, fără păcat. În Ioan, capitolul 8, versetul 46, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Erau plini de dușmani acolo și nimeni n-a putut să ridice mâna sus să spună: eu pot să dovedesc că tu ai păcat. Nimeni n-a putut să dovedească. Cartea Evreilor, capitolul 4, versetul 15. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Iisus Hristos este singurul fără păcat care îndeplinește condiția
de mijlocitor. Și ultima condiție, să trăiască veșnic, să fie veșnic. În Psalmul 89, versetul 48, spune cuvântul lui Dumnezeu așa: este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea? Care să poată să-și scape sufletul din locuința morților? Amuție, pentru că toți oamenii sunt muritori și nu pot să se salveze de la moarte. Așa că omul, din punct de vedere a condiției a treia, să fie veșnic, nu îndeplinește nici condiția aceasta. Nu poate să fie mijlocitor. Psalmul 103, versetul 15 și 16, spune așa: omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Iisus Hristos. Evrei, capitolul 7, versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea. Cu ce scop? Ca să mijlocească pentru ei. Mijlocitorul trebuie să fie nemuritor, veșnic. Pentru că mijlocirea pentru păcate, spune textul acesta, este veșnică. Oricine ar vrea, spune Sfânta Scriptură, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui? Cine va ridica? Pentru că Hristos a murit pentru ei și El mijlocește veșnic pentru toți. Voi încheia amintind o cântare. Cântarea 634, mântuire ni s-a dat, fără nicio plată. Prin Iisus crucificat, fără nicio plată, oricine care vrea, însetat la el să bea, mântuire va afla, fără nicio plată. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Că a fost în univers cineva care poate să fie mijlocitor. Și El a venit ca să ne împace cu Tatăl. Dumnezeu personal era în Hristos pe cruce, împăcând lumea cu sine. Amin. Mulțumim Domnului că în El se găsește și se împlinește cerințele unui mijlocitor să cunoască ambele părți, să nu fie un judecător care să fie cumpărat, să fie fără păcat și să trăiască veșnic. Există un astfel de mijlocitor și numele Lui este Iisus Hristos. Amin. Haideți acum să ne ridicăm și să ne apropiem de masa Lui, de masa acestui mijlocitor. Text bine cunoscut și citim de fiecare dată când stăm la masa Domnului. Și cuvintele din Cartea Domnului spun astfel: pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine
Și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui. Vom da citirea textului din 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Este Pavel cel ce ne spune nouă, dar în original bisericii din Corint, aceste cuvinte. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Amin. De aceea, oricine mănâncă până aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevernic, va fi vinovat de sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din până aceasta și să bea de paharul acesta. Amin. Amin. Pe baza textelor pe care le-am citit din Evanghelia după Matei, capitolul 26, la versetul 26 la 29, apoi din 1 Corinteni, capitolul 11, frați și surori, noi credem și mărturisim că cina Domnului, în primul și în primul rând, este comemorarea jertfei perfecte a Domnului nostru Hristos, care este prezent aici, aleluia, în Duhul Sfânt. Al doilea lucru pe care îl facem la cina Domnului este proclamarea mântuirii prin credință în această jertfă, amin, unică și absolută desăvârșită. Amin. O comemorare, o proclamare și, nu în ultimul rând, o anticipare a venirii sale, amin, în glorie și slavă cu Sfinții lui Îngeri. Să ne apropiem de masa Domnului cu smerenie, cercetându-ne, lăsați cercetând fiind de Duhul Sfânt și să ne smerim înaintea Lui. Amen. Doamne, mulțumim frumos pentru dragostea Ta. Mulțumim. Mulțumim, Doamne Iisuse, că putem comemora din nou, Doamne, dragostea Ta față de noi, Doamne. Slavă-ți. Tatăl nostru care ești în ceruri, ai fost jertfit pe cruce, Doamne Iisuse, pentru păcatul meu, Doamne. Te rog frumos, Doamne Iisuse, să ne ierți, Doamne, ori de câte ori, Doamne Iisuse, ne lăsăm copleșiți de pofta firii pământești, Doamne. Curățește, Doamne Iisuse, din nou inimile noastre, amin, și gândurile noastre, Doamne. Te rog, Doamne, să fă ca Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să blocheze orice atac al celui rău, Doamne Iisuse. Ajută-ne să fim încredințați, Doamne, în mâna Ta, Doamne, pentru câtă vreme vom trăi, Doamne. Iar astăzi, Doamne, când ne amintim, Doamne, de această jertfă supremă, Doamne, Te rugăm frumos să binecuvintezi vinul acesta și pâinea aceasta, Doamne. Doamne, Îți mulțumim pentru jertfa Ta, Doamne Iisuse, și Doamne, în veci, Doamne, să ajută-ne să ne amintim, Doamne, să ca odată împreună să fim în cerul cu Tine slavă. Binecuvântat și glorificat să fii Tu, în numele Domnului Iisus Hristos, m-am rugat. Amin. 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 Onoare și slavă, glorie să-Ți fie adusă Ție, Doamne, pentru că o meriți, pentru lucrarea desăvârșită care ai făcut-o prin Domnul Iisus Hristos.
Îți mulțumesc în această zi că ne-ai amintit din nou prin cuvântul Tău că ești un mijlocitor perfect. Ești Cel care ai venit, Doamne, în această lume. Ești Cel care mă cunoști. Ești Cel care ne cunoști pe fiecare. Însă-L cunoști și pe Dumnezeu. Cunoști inima Lui. Cunoști planul de mântuire săvârșit de la începutul lumii. Și îți mulțumim pentru că ai stat pe o cruce între omenire și dumnezeire și ne-ai împăcat, Doamne. Îți mulțumim pentru că în această zi putem din nou să recunoaștem că nu avem niciun merit, pentru că această mântuire nu a fost câștigată prin faptele noastre, nu a fost câștigată prin meritele noastre, ci a fost câștigată prin Domnul Iisus Hristos. Este cel mai frumos, este cel mai minunat, este cel mai glorios. În această zi îl binecuvântăm în rugăciunile noastre, îl binecuvântăm în cântările noastre, îl binecuvântăm prin cuvântul rostit și ne aducem din nou aminte, comemorăm moartea și învierea Lui. Și mai mult, Doamne, trezește poporul Tău să-și dea seama că venirea Ta este aproape și pentru că este aproape venirea Ta, Doamne, pregătește-ne pe fiecare astfel încât să putem să întindem mâini curate la masa Ta. Însă curăția aceasta nu este câștigată prin faptele noastre, ci curăția aceasta este câștigată prin sfințenia Domnului Iisus Hristos, prin neprihănirea Lui, prin sângele și trupul Lui care au fost vărsate și sfârtecate pentru noi fiecare, Doamne, să avem împăcare și iertare cu Tatăl. În această zi te rog prin luarea, atingerea acestor elemente și luarea acestor elemente, Doamne, te rog să produci încă o dată o cercetare adâncă în sufletele noastre, Doamne. Cercetează-ne într-un mod spiritual adânc, Doamne, ca să ne întoarcem cu fața către Tine, noi și familiile noastre, noi și copiii noștri, noi și cei dragi ai noștri. Te rog în această zi să binecuvintez elementul care simbolizează trupul Tău. Amin. Ajută-ne când îl luăm să ne gândim la ce ai spătimit și suferit pentru noi. Binecuvintează și vinul care simbolizează sângele vărsat la Golgota pentru păcatele noastre. Este extraordinar, Doamne, să putem să ne numim copii ai Tăi, să putem să credem în aceste lucruri pe care unii le numesc ritualuri, tradiții vechi, învechite, care nu mai au niciun rost. Însă noi, bazat pe cuvântul Tău, ne aducem aminte de cel mai minunat lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi, astfel încât o persoană din Trinitate să fie dată la moarte pentru păcatul meu, pentru păcatele noastre ale întregii omeniri. Îți mulțumim, Doamne, și n-avem cuvinte să-ți mulțumim. Ajută-ne să trăim ca și copii ai Tăi, Doamne, în aceste vremuri tulburi și ciudate, în care oamenii se întorc, Doamne, și întreabă unde este Dumnezeul vostru. Ajută-ne să avem un răspuns potrivit din cuvântul Tău. Ajută-ne să trăim ca în timpul zilei, frumos, Doamne, ca oamenii uitându-se la noi, să fie îndreptați către Tine. Lasă-ne și pe noi, așa cum am auzit, să reflectăm dragostea Ta în această lume. Pune dragoste între noi, o dragoste reală și adevărată, o dragoste neprefăcută. Binecuvintează-ne în închinare, în continuare. În numele Domnului Iisus te rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin. Este trupul meu.
toți de El, a spus Hristos. Scurte, cei care sunt condemnați de Duhul Domnului, să mulțumească Lui pentru jertfa desăvârșită și bine a adus la mântuire pe noi care cândva aia am mulți. Ne rugăm Domnului. Tatăl nostru, mulțumire și recunoștințele și meritata, să-ți mulțumim din toată inima pentru încă o zi de har, Doamne, să fim în casa Ta și să fim la masa Ta. Îți mulțumim, Doamne, din toată inima pentru jertfa de la Golgota, pentru că ai lăsat slava cerească și ai venit pentru noi, Doamne, ai gândit la noi, Doamne. N-am meritat nimic, doar mila și bunătatea Ta. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Dumnezeul nostru. Mulțumim că ești mântuirea noastră. Tu ești totul pentru noi, Doamne. Dorim să Te slujim din toată inima, să Te iubim din toată inima, Doamne. Și să fim gata să ne întâlnim cu Tine, împreună cu cei dragi ai noștri, Doamne. Te rog să ne ajuți, Doamne, să ajuți biserica Ta, Te avem. Fiecare, Doamne, să fim gata să ne întâlnim cu Tine. Amin. Doamne Iisuse, eu îți mulțumesc pentru că atunci când s-a făcut tăcerea în cer și s-a pus întrebarea, Tu ai spus, iată-mă, primit-o, Slavă Ție, Doamne, mulțumim, Doamne Iisuse. Toate blestemele care trebuia să vină asupra noastră, Tu le-ai luat, Doamne, și Tu ești veșnicie, Tu ești mijlocitor, Gloria și noi, Dumnezeu, Tatăl. Doamne, să-ți mulțumesc pentru iubirea Ta extraordinară. Mulțumim, Doamne. Mulțumesc și așa profund în inimile noastre, Doamne, pentru energie și speranță. Și ne dă viață, viață veșnică. Aleluia. Doamne Dumnezeule, vin înaintea Ta cu întreaga biserică și ne rugăm pentru familia fratelui Puiu și a sorei Tabita, Doamne, care sunt acum în Arizona. Tocmai ne-au scris, Doamne, și mama dânsei a trecut la Domnul și... Doamne Dumnezeule, în momentele acestea în care niciodată nu este... nu e ușor să te uiți la un părinte și la trecerea lui, te rog frumos, Doamne, să dai Tu pace și Tabita. Doamne Dumnezeule, te rog frumos să-i păzești, te rog frumos să-i păzești în drumul lor, acolo, Doamne, și înapoi. Te rog frumos să fii peste familia lor, Doamne Dumnezeule, cu harul Tău. Te rog, Doamne. Ești în parte din biserica noastră și noi iubim foarte mult, Doamne, și te rog din suflet, Doamne, Tu să le dai mântuire. Amin, Doamne. În numele Domnului. Îți mulțumesc, Doamne Iisus, că Tu ești mijlocitorul, dar Tu ești mântuitorul nostru, Doamne. Vii și rămâi cu noi. Amin. Amin. Gloria ție, Doamne. Mulțumim. Amin. Mulțumim. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne Iisus. Amin. Mulțumim, Doamne. Gloria Ție. Da, Doamne. Amin. Doamne, bun și milostiv, dacă astăzi putem iubi pe cineva, dacă astăzi putem să Te iubim pe Tine, este din cauza că mai întâi Tu ne-ai iubit. Mulțumim, Doamne. Și această dragoste ai pus-o într-un sur atât de străin naturii noastre. Și Tu, Doamne, ne-ai dat și calea prin care să o întreținem prin cuvântul Tău care este adevărul. Amin. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru că în această dimineață, din cuvântul Tău, am văzut această veste minunată care ne-a adus aminte încă o dată că Tu ești mijlocitorul perfect, suprem, că ești veșnic, care ești aduce dreptate, nu nedreptate, pe aduce o judecată dreaptă, fiindcă Tu cunoști gândurile ascunse ale fiecărui om și Tu nu ești corupt. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru că astăzi am putut încă o dată să comemorăm, am putut să proclamăm, am putut, Doamne Iisuse, să
așteptăm și o așteptăm prin faptul că participăm la masa ta, așteptăm venirea ta în glorie și știm că într-o zi vei veni să ne iai. Dar până atunci, ajută-ne să ne păstrăm haina curată. Amin. Ajută-ne, Doamne Iisus, privirea noastră să fie îndreptată spre cerul de unde vei veni. Îți mulțumesc, Doamne Iisus, că Tu binecuvintezi familii, Tu binecuvintezi biserica ta și îți mulțumesc că Tu crești biserica ta și dai viață și putere să treacă, Doamne Iisus, prin aceste încercări prin care trece diferite țări, fie prin prigonire, fie prin boală sau prin alte probleme. Biserica este câștigătoare. Pentru că Cel care este în ea, îți mulțumim ție, Părinte, Domn Sfânt și Minunat. Amin. Amin. Haideți să lăudăm pe Domn prin cântarea Mântuirea ni s-a dat, fără nicio plată, prin Iisus crucificat, fără nicio plată. Lăudăm pe Domn. Mântuirea ni s-a dat, fără nicio plată, fără nicio plată. Doar Hristos ne-a mântuit, de păcat ne-a izbăvit. Câte mult ne-a iubit, fără nicio plată. Curge un bogat izvor, fără nicio plată. Apropiați-vă de Domnul și Domnul se apropie de fiecare din noi. Amin. Amin. Amin.